Începem cu frame rate-ul. Acesta înseamnă câte frame-uri sunt captate într-o secundă. Video înseamnă o serie de imagini statice, știute și sub formă de frame rate. Și aceste frame-uri puse împreună la un loc și rulând foarte repede, care pentru ochii tăi arată precum mișcarea. În cazul acestui videoclip din curs pe care îl filmez acum, camera mea filmează la 25 de frame-uri pe secundă. Deci 25 de imagini pe secundă sunt înregistrate, redate foarte repede și arată ca și cum aș mișca. Ca exemplu, standardul pe care ochii noștri sunt obișnuiți să-l vadă este de 24 de frame-uri pe secundă, datorită filmelor care sunt produse în Hollywood, și acesta redă cel mai bun look, standardul de 24 de frame-uri pe secundă. Există două tipuri de setări pe care le au camerele, mai exact PAL și NTSC, în istoria cărora nu o să intru, doar vă voi prezenta ce este necesar să știți încât să le înțelegeți. Probabil ați văzut și voi filmări unde există flicker al luminilor pe imagine. O să vă explic mai jos de ce se întâmplă asta. În Europa, sistemul de lumină este setat la o frecvență de 50 de Hz, ceea ce corespunde cu formatul PAL de 25 de frame-uri pe secundă, multiplicat cu 2, adică 50. Odată setat aparatul pe PAL pe lângă cele 25 de frame-uri pe secundă, vom avea și 50 de frame-uri și 100 de frame-uri și așa mai departe, depinde de aparat. În schimb, NTSC este formatul din America de Nord, la o frecvență de 60 de Hz, care corespunde cu formatul NTSC 30 de frame-uri pe secundă, la fel multiplicat cu 2, care este 60. În NTSC, pe lângă 24 de frame-uri, o să găsim 30, 60, 120 și așa mai departe. Acum probabil o să ziceți, dar ce să nu filmăm 60 de frame-uri în loc de 50, deoarece sunt mai multe frame-uri. Corect, sunt mai multe frame-uri, dar deoarece standardul în Europa este PAL, vom folosi 25, 50, 100 de frame-uri, că altfel vom avea parte de flicker din cauza luminilor. Și dacă tot v-am spus regulile, haideți să vă spun și când pot fi încălcate. Pot fi încălcate oriunde nu aveți lumini care să vă facă flicker, pentru că de fiecare dorim să avem cât mai multe frame-uri pentru un slow motion mai crispy. Uneori flicker-ul mai poate fi compensat și din shutter speed. Aveți grijă, deoarece unele aparate pentru a schimba între formatul NTSC și PAL necesită formatarea cardului, altele nu necesită. Oricum, eu nu filmez tot timpul standardul PAL, 50 de frame-uri pe secundă, care îmi permit să obțin acel plăcut slow motion, despre care vom discuta la partea de editat. Slow motion-ul este un lucru indispensabil în videografia de nuntă și tocmai de asta am optat pentru un aparat care poate filma în cel puțin 50 de frame-uri. Eu evenimentul filmez în Full HD, adică 1920x1080, care încă este standardul videografiei de nuntă. Mi-ar plăcea să filmez 4K în 60 de frame-uri, dar aparatul pe care l-am știe doar 4K 30 de frame-uri, ceea ce înseamnă că nu voi putea face slow motion dacă voi filma 4K. Atenție, un lucru foarte important este că filmez la 50 de frame-uri pentru a obține slow motion-ul, dar nu livrez și în 50 de frame-uri, fiindcă vreau un aspect cinematic al imaginii și nu un aspect de televizor. Exportul final va fi în 25 de frame-uri, deoarece slow motion-ul se obține atunci când scădem viteza clipului. Cu cât avem mai multe frame-uri, cu atât putem scădea viteza mai mult și obține un slow motion mai superb și plăcut. Aici îți spun un secret despre slow motion. Mai exact, atunci când poate bău prea multă cafea și îți tremură camera, slow motion-ul te va ajuta să nu fie așa vizibil tremuratul. Acum că știți ce este frame rate-ul, putem discuta despre shutter speed. Aparatele pe care le dețin, dar și recomandat, au shutter speed electronic, despre care o să vorbim imediat. Nu uitați că sunt prietenul vostru și dacă aveți orice fel de întrebare, mi-ar plăcea enorm să vă pot răspunde.